Bună ziua! Mă numesc Alina Negruțiu și vom vorbi astăzi despre monografia contabilă pentru reevaluarea negativă a clădirilor și mijloacelor de transport. Există două situații posibile. Cazul în care a fost efectuată o reevaluare anterior sau cazul în care nu a fost efectuată o astfel de reevaluare. Cazul A. Dacă anterior a mai avut loc o reevaluare a activului, ce se reflectă în contabilitate prin soldul contului 105, rezerve din reevaluare, atunci înregistrarea în contabilitate a scăderii în valoare, ca urmare a reevaluării, se efectuează tot pe seama contului 105, rezerve din reevaluare, conform prevederilor de la punctul 124, alineatul 5, din OMFP numărul 3055 pe 2009, privind contabilitatea. Înregistrarea în contabilitate se face prin articolul contabil 212, construcții, respectiv 2133 mijloace de transport, la 105 rezerve din reevaluare cu suma în minus. Cazul B. Conform acelorași prevederi din ordinul mai sus amintit, dacă în urma reevaluării rezultă o scădere de valoare, iar anterior nu s-a efectuat o altă reevaluare, atunci această scădere de valoare se va înregistra pe cheltuieli. Înregistrarea în contabilitate ca urmare a scăderii valorii în urma reevaluării, având în vedere că nu a existat o reevaluare anterioară, se efectuează prin articolul contabil numărul 681, cheltuieli cu amortizare asimilate, analitic distinct reevaluare în minus, respectiv la 212 construcții, respectiv 2133 mijloace de transport. Din punct de vedere al deductibilității cheltuieli, vă reamintim că această categorie de cheltuieli este expres enunțată ca fiind nedeductibilă fiscal la determinarea impozitului pe profit conform articolului 21, alineatul 4, litera Ș din codul fiscal.